România dorește în continuare să rămână un partener strategic, un partener serios, credibil pentru Republica Moldova. Noi vom continua să ajutăm Republica Moldova. Și în acest sens, bineînțeles că vom continua toate demersurile începute pentru a veni în sprijinul instituțiilor din Republica Moldova, în sprijinul autorităților locale din Moldova. Nu avem momentan niciun motiv pentru care să credem că lucrurile se vor schimba fundamental acolo. Pe de altă parte, am spus și ieri în comunicat, după părerea noastră, cea mai bună cale de urmat pentru Republica Moldova este calea europeană.